Sala sindicatelor s-a dovedit a fi neîncăpătoare pentru cei care au dorit să cunoască garnitura de aur, formată din 41 de membri aur, care vor candida la alegerile din 2024 pentru Parlamentul European. Aur a ales să prezinte lista de candidați cu aproape un an înainte de alegeri, acest fapt reprezentând o premieră pentru scena politică din România, unde partidele vechi își prezentau candidații cu doar o lună înainte de alegeri. Prin acest demers se dorește ca cei care merg la vot să cunoască bine persoana pe care o vor alege să îi reprezinte în Parlamentul European. Iată candidații aur pentru alegerile europarlamentare din 9 iunie 2024. Și pentru că le plac campionii, iată, vă aducem în această seară în fața dumneavoastră un campion român, mai merită țara asta să fie condusă la fel? Ne putem trezi oare cum ne-am trezit în 1848 cu echipe, nu cu descălecători de țară? Cum ne-am trezit în 1918 cu echipe, când am lucrat toți împreună și am fost uniți? De asta suntem Alianța pentru Unirea Românilor. După prezentarea celor 41 de candidați, George Simion, liderul național al AUR, le-a vorbit celor peste 500 de membri și simpatizanți AUR prezenți în sala sindicatelor din Râmnicu-Vâlcea. Nu de alegerile europarlamentare îmi fac grijă și îmi bat capul, pentru că e clar, oamenii au înțeles că următoarele alegeri ori votează AUR, ori votează pe cei care i-au condus deja. AUR este unica soluție, AUR este singura alternativă și poate ultima alternativă pentru această națiune. Eu vreau să câștigăm și simt că se poate câștiga în 2024 și la alegerile locale. Tocmai de aceea, de la voi, din Vâlcea, începem această, aș spune eu, revoluție democratică. Cu această ocazie, liderul AUR l-a prezentat pe candidatul pe care îl propune și susține pentru funcția de primar al Râmnicului, omul de afaceri de succes, Vicențiu Mocanu. Astăzi am venit pe lângă o echipă impresionantă de europarlamentari, de viitori europarlamentari, să vă prezentăm totodată și soluția noastră pentru Vâlcea. Și o aveți aici, așa a făcut și un ziar. Îl cheamă Vicențiu Mocanu. Un om care n-a mai făcut politică până acum. Un om care are o firmă. Pentru 2024, AUR va aduce în fața românilor oameni care au ce mânca acasă, oameni care n-au venit să se îmbogățească din politică, oameni care au făcut ceva în comunitățile lor și oameni care au realizat că nu este suficient să fie bine în ograda lor. Oameni care au realizat că trebuie să facă bine și pentru școala din orașul lor, și pentru spitalul din orașul lor, și pentru seniorii care nu sunt respectați în localitățile lor. Pentru mine, primul nostru candidat pe care îl anunțăm la Vâlcea este și un model de candidat pe care AUR îl va propune în 2024. Antreprenor care a realizat ceva, care a dat salarii, care a plătit taxe, care vrea să schimbe România în bine. Doamne ajută! Nu sunt un politician. Suntem buni administratori acolo unde suntem și vom face totul ca aceste lucruri se înfăptuiască. În ultima perioadă am vorbit cu mulți dintre dumneavoastră, mulți prieteni cunoscuți sau oameni care nu-i cunoșteam. Toți mi-au spus același lucru. Nemulțumirea generală. Nemulțumirea generală. Și atunci ce avem de făcut? Avem de luptat. Răspunsul meu către acești oameni cu care am discutat,
este următorul. Astăzi sunt mândru să fiu în fața dumneavoastră și să-mi anunț candidatura la funcția de primar al orașului Lungu Vâlcea. Noi suntem aur, suntem ca dumneavoastră. Suntem singura variantă, singura variantă reală de a produce schimbarea. Vă mulțumim! Veniți alături de noi! La sfârșitul prezentării celor 41 de candidați aur pentru alegerile parlamentare din 2024 a avut loc o conferință de presă. Vom rezolva problemele punctual și concret, nu doar să ne aflăm în treabă, să promitem și să nu realizăm. I-am cerut domnului Mocanu să aducă împreună mai multă lume din mediul antreprenorial. Dorința noastră este de a face viitoarea guvernare singuri. Și realist vorbim? Și realist vorbim. Ne vom lupta la următoarele alegeri parlamentare, în funcție de succesiunea la următoarele alegeri, pentru a câștiga 50% plus 1. Dacă nu, viitorul președinte o să dea viitoarea formulă de guvernare, dar eu cred că românii s-au săturat de forma asta de coaliție. Era cu Vasca și cu Știuca. O să ne luptăm pentru 50% plus 1. De asta vedeți entuziasmul care a fost și astăzi în sală.